Cei 5 suspecți au fost reținuți de oamenii rece pentru că au cumpărat utilaje și materiale de construcții de la diversi agenți economici, plata făcând-o prin file check, însă nu aveau bani în conturi. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii de la Economic au stabilit că societatea la care era administrator Gabriel Sulugiu, un bărbat de 33 de ani împreună cu alți doi din municipiul Târgu Jiu și un tânăr de 25 de ani în comuna Mușetești, au înșelat diverse agenți economici, cauzându-le astfel un prejudiciu de aproximativ 1.200.000 de lei. Ieri au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, iar magistrații au hotărât să-i pună în libertate. Pentru prinderea grupării infracționale, polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au fost sprijiniți de Serviciul Român de Informații Gorj, Serviciul de Informații și Protecție Internă Gorj și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.